perpetuă itineranță și progresiune în cele lăuntrice. Străinul avea pentru antici o aură de enigmă. Inspira respectul pentru că putea aduce cu el neașteptatul, ineditul propriu condiției transumane. Câtă nevoie avem în viața noastră de acest străin ca vehicul al înnoirii, al schimbării pozitive, se vede și din interesul pentru așa numitele exerciții de dezvoltare. Și vedeți cât sunt de populare cărțile pe această temă, oriunde în lume. Știți, sunt cărțile alea cu feng shui-ul, cu să-mi pun ficusul mai aproape de geam. Personal, eu nu cred în acest tip de dezvoltare personală, atâta timp cât este gândit ca adaptare la o lume concurențială, închinată banului. Calea propusă de Cosmin Neidon este de o magistrală concizie. A fi străin de lume, dar nu împotriva ei. Ați locui fecund singurătatea. Iubirea lui Iisus este cea care transformă un străin într-un frate. Am descoperit destul de târziu Cartea Sfântă, iar atunci când am făcut-o, n-am avut nicio clipă impresia unui Iisus dogmatic, ci din contră a unui neconvențional, n-aș folosi cuvântul revoluționar, dar unuia care gândește împotriva restricțiilor ridicole și cutumelor absurde. Este acel Iisus care a răsturnat mesele comercianților de la templu, care și-au echivalentul în tarabele care umplu locurile de pelerinaj din zilele noastre. Legile nu te încorsetează. Codul moral al religiei nu ar trebui să fie perceput ca jug apăsător pentru omul actual, acel om aflat într-o permanentă tensiune situată la mijlocul angoasant dintre instinct și morală. Era citat Freud în context. Aș adăuga ceva interesant aici. Apropo de aceste legi care nu te încorsetează, am un coleg de redacție cu care mai discutăm și lucruri de astea în redacție.